Senzația că sacul cu evenimente al acestui meci, sacul acestui meci, nu se va sfârși niciodată. Chiar mă uitam să văd ce se mai întâmplă. Sigur că îi cer socoteală Anzuri, cerea socoteală lui Florin Andrei, arbitrului, despre minute de prelungire, după care Șut era lângă el, îi cerea socoteală probabil în continuare pentru cartonașul galben care a dus până la urmă la eliminarea lui Daua. O să încercăm și noi să aflăm ce s-a întâmplat acolo între Screciu și Daua, pentru că toate imaginile sau în fine ceea ce ne era prezentat pe bună dreptate erau relorile de după cartonașul galben al lui Al Hassan, care probabil că face cel mai prost meci, dacă nu din carieră, cel puțin de când a ajuns la FCSB sau în România chiar, Baba Al Hassan. A fost un meci de poveste pe care o să-l povestim. Dacă am urat bine, FCSB a terminat cu 7 jucători de câmp această partidă, în care a avut multă vreme un jucător în plus și ca și culmea, ceea ce spuneam la pauză, ca și meciul între Sepsi și Petrolul, nu s-a văzut acest lucru. Iată imaginile, avem niște imagini acolo pe care sunt în direct în continuare, iară sunt lucruri de între jucători, oarecum, sau în fine, în zona de teren, ceva de comentat, de cerut socoteală în această partidă, care n-a avut neapărat o nervozitate extraordinară, dar care, iată, către final, s-a lăsat cu toate aceste lucruri pe care le vom analiza, cartonașe roșii, decizii întoarse de la VAR, Ovidiu Hațegan, care aici a avut un rol esențial în tot ce s-a întâmplat, penalti dat, după care retras pe bază de offside și așa mai departe. Destinul a basculat când într-o parte, când în alta și până la urmă a rămas la mijloc între cele două echipe. Ne întoarcem și o să vorbim multe. Ia să vedem imaginea asta. Aceasta este asta este faza cu Screciu și Daua, ducată. Nu prea înțeleg ce face Daua, înțeleg ce face Screciu. Dacă ne uităm bine, Screciu este cel care se ia după Daua ca să recupereze mingea. Dar ce face Daua? La un moment dat Daua iese din cadru. Dar din ceea ce vedem, imaginea acelea, tind să-l înțelegi pe Daua când îi cere să o cotează, sau în fine când îl întreabă pe arbitru, ce am făcut, de ce, why, se aude mereu, why. Din imaginile acestea, or fi și altele, nu știu, trebuie văzut. Par la un moment dat lucrurile, poate în faza asta, exagerate, parcă prea e așa cu pipeta totul într-o chestiune care totuși ține de un joc câteodată aspru, dar nu neapărat care necesită totdeauna sancțiuni disciplinare. În fine, o să revedem fazele acestea și poate că o să înțelegem mai multe, o să fim și mai mulți în studio, o să avem și reacții de peste tot, ne întoarcem cu. Să-l ascultăm pe Baiară. Era obiectivul nostru să luăm cele 3 puncte. Cum s-a desfășurat jocul e un rezultat pozitiv pentru noi. Am jucat mai bine de 45 de minute în inferioritate și ne bucurăm că am luat un punct. Da, cum de v-ați trezit în momentul când ați rămas cu un om mai puțin pe teren? Pentru că atunci au venit ocaziile mai mari pentru Probabil voi. Ne-am dorit mai mult. Știam că nu avem nicio șansă. Trebuia să alergăm mult mai mult unul pentru altul și așa au apărut și ocaziile. Păcat că n-am scris mai multe goluri, că am avut și în prima repriză am avut o ocazie foarte mare și în repriza a doua, păcat că n-am câștigat. Cum a fost la penalti acolo? Eu am simțit contact și am zis domnului arbitru că m-a atins, el mi-a zis că nu și mă bucur că avem acest sistem și s-a arătat că a fost penalti. Îți vine să crezi nebunia de la final? Mă așteptam la acest lucru, de la începutul meciului mă așteptam să fie astfel de momente. Este un derby, toată lumea știe și ne bucurăm că am luat un punct. La începutul partidei, suporterii v-au îndemnat să jucați fotbal pentru că nu mai au răbdare, să luptați. Credeți că ați luptat așa cum și-au dorit ei? Meciul acesta, da, consider că am luptat. Am arătat că putem să jucăm și cu un om în minus. Suntem conștienți că nu trecem prin cea mai bună formă. Eu sunt unul dintre suporteri, îi înțeleg. Mereu am fost alături de ei și au dreptate în momentele acestea, dar trebuie să fie alături de noi pentru că altfel nu avem nicio șansă să trecem mai departe. Poate fi punctul renașterii? Noi asta ne dorim, să câștigăm de la meci la meci. Astăzi am făcut un meci mult mai bun decât celelalte și sperăm să continuăm așa. Îți mulțumim. Și o seară bună.
Cristi, Ilie și Andrei în studio. Repede să vedem faza de unde au rezultat cele două cartoașe galbene pentru Daua și pentru... Asta ne interesează și pentru Screciu. La Daua fiind al doilea, a fost și roșu. Imediat după roșul pe care... Haideți cu faza, că în fine aveai Miculescu la interviu. E roșul, în fine, lui Al Hasan. Nu, asta este momentul în care îl arată. Este o imagine în care... ne-au prezentat-o colegii de la CAR mai devreme cu diferendul dintre Daua și Screciu. Aici este consecința. Faptul că cei de la consternați, cei din zona oficială a FCSB-ului, nu mai înțelegeau nimic. Daua îi cere socoteală asistentului, că și de la el a plecat toată povestea aceea. Aici este. Ăsta e momentul în care ia mingea, Daua, ok. Andrei, ceea ce spui tu, a încercat să repună rapid Screciu și Daua a ținut mingea. A vrut să ia repede mingea, să repună rapid. Era dublă superioritate în momentul ăsta. Mai erau foarte puține momente din joc. Daua are o atitudine nesportivă, ține mingea, încearcă să întârzie jocul. Screciu la rândul lui are atitudine nesportivă, corect, când încearcă să tragă de el, deci două galbene. Da. Și Daua de, Daua de ce să mira? Că ia cartonaș galben pentru ce a făcut. Mi s-a părut, am spus că nu văd ce a făcut Daua. Sigur că în situația asta, interpretarea asta așa este. Mi s-a părut că jocul era oprit, că da, era clar că Screciu, dacă era atât de nervos. E cam aceea situație când se marchează un gol și echipa care a marcat se grăbește să se repună la centru. Cam aceea situație, că acolo oricum ceilalți să o repună la centru. Ok, da, pun mingea, dar, aduc și da. Să iau la harță. Și ceilalți, da, ceilalți nu vor da. Să. Îți spun că pentru meciul ăsta, faza asta nu e relevantă. Adică meciul era terminat, ca dovadă că la da. O fază. Da. E relevantă pentru meciul următor, pentru că da. Daua va fi suspendat. Da, să ascultăm pe Miculescu. Le facem foarte bine, dar, cum a spus, un punct de deplasare este cât de cât ok, ca să zic așa, dar pentru noi astăzi, cum am și spus, am condus 1-0, am avut și un jucător în plus. Doream să câștigăm și să luăm cele 3 puncte. Cum se vede următoarea partidă? Partida din campionat sau din Europa? Din Europa. Din Europa, da. Va fi un meci greu. Sperăm să câștigăm și sperăm și în meciul cu Cluj, în care iar va fi o pauză pentru națională, să terminăm bine. Îți mulțumim. Da, fazele acestea au crescut dramatismul finalului de meci, trebuie să o spunem. FCSB a avut 50 de minute, de fapt vreo 60 a durat meciul, un om în plus, după care pe final s-a trezit cu doar 7 jucători de câmp, pentru că au făcut toate schimbările, Panta s-a accidentat, Al Hasan a fost eliminat, Daua a fost de eliminat. La plus 1 au ajuns la minus 2. Exact. De la 1-0 pe tabela de marcaj au ajuns la 1-1, deci n-au știut să gestioneze absolut deloc partea a doua a meciului și semnele au fost, așa cum am spus, de imediat de după eliminarea lui Vlădoi. Pentru că prima ocazie a Craiovei vine în inferioritate numerică. Exact. Și apoi, meciul continuă în aceeași notă, de felicitat Universitatea Craiova pentru atitudine, așa. Pentru modul în care au schimbat un pic jucătorii pe teren, în sensul în care l-au tras pe Screciu, fundaș central, într-o astfel de situație, l-au adus de multe ori pe Bayram într-o zonă centrală, dar... Încă o dată, punctele sunt pierdute de FCSB în situația în care ai 1-0 și superioritate numerică și ești echipa mai în formă și cu o valoare mai mare, în mod normal nu trebuie să pierzi meciul, trebuie să știi să-l gestionezi. Ori FCSB n-a știut să gestioneze nimic în partea a doua, începând cu schimbările de la pauză. Asta e o chestie interesantă. Schimbările au fost proaste pentru ambele echipe. Proaste, nimic n-au adus. Mitriță... 0, un 0 mare, de când a intrat în Dong, este și el continuă pasa proastă în partea stângă acolo. Colici a intrat foarte bine. Dar prezent, Colici a intrat bine. Și Anzor, cred că sunt... Și Anzor a intrat. Da, dar nu au fost că oameni care să basculeze mi s-au părut bune. Apariția lui Ștefănescu mi s-a părut bună la FCSB. Apariția lui Felipe mi s-a părut bună. Dar apariția lui Baba Al-Hasan a fost dezastroasă. De coșmar. Și apariția lui Pantea, iarăși. Da. Nu doar că s-a accidentat, dar faza penaltiului lui Cicâldău pleacă de la plecarea aia lui Bayram, depășirea aia lui Bayram. Uh-huh. Bun. Și alte schimbări
pun semne de întrebare, adică când ești 11 contra 10, e scorul deja 1 la 1 și tu schimbi marcatorul, Miculescu. O să-ți continui, dar să-l ascund pe Tănase. Ai trăit acest meci nebun pe final din teren. Da. Un meci intens. Din păcate, nu am făcut ce trebuia pentru a ține de rezultat. Trebuia să jucăm altceva în repriza a doua și să mai marcăm. Nu ai voie să nu câștigi un meci când ai om în plus din prima repriză. Hai să începem cu faza golului pe care voi l-ați marcat, studiați acest gen de faze la antrenamente, acea pasă ta? Da, nu, se întâmplă. Încercăm, se întâmplă. A ieșit. Important a fost că am avut 1-0 și om în plus și nu... Ai simțit că v-ați crezut un pic cam repede câștigători, mai ales că aveați om în plus, părea că dețineți controlul partidei? Da, am crezut că va fi mult mai ușor și nu a fost așa. Sper să ne fie învățătură de minte și pe viitor să nu mai tratăm așa partidele. Ce momente pe final te afli în fața punctului cu VAR, gata să execuți? Cum ai trăit acele clipe? Da, așteptam să decidă dacă e penalti sau nu. Acum nu știu, a fost offside, n-a fost. A fost linia dreaptă, strâmbă. Nu mai contează, s-a terminat 1-1. Ne pare rău că am pierdut două puncte mari aici. Și apoi, momentele de final când doi jucători practic iau cartonaș roșu de la voi. Cum l-ai văzut din teren? Cum l-ai simțit? Da, n-am văzut prea bine nici unul, nici faultul, nici acea încăierare. Ei știu mai bine dacă au fost sau nu, nu mai contează. Sincer, e din ce în ce mai greu perioada asta, iată, cu atât de multe partide, se simte în vreun fel? Nu, de ce? Am avut 1-0, om în plus, simplu. Trebuie să câștigăm. Dezamăgire așa mare pentru acest punct, până la urmă, obținut în deplasare la Craiova? Nu e punctul. Consider că am pierdut două puncte aici. Nu am câștigat un punct. Am pierdut două, pentru că, repet, am avut om în plus. Nu ai voie să nu câștigi, să nu marchezi golul 2, 3. Europa urmează. Cum se vede? Cu siguranță. Un meci intens. Meciurile din Europa au o intensitate mai mare. Jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. Trebuie să ne refacem bine în astea câteva zile și să facem un meci mare și să câștigăm. Îți mulțumim. Plăcere. Să sperăm că o să facă un meci mare, că Mitiu Lanta a făcut un meci mic astăzi când a pierdut 1-15 în propriu de la Bremen. Da, așa se întâmplă, cum s-a întâmplat astăzi cu FCSB-ul, când tu de fapt nu ai un antrenor adevărat pe bancă. Când ai un executant, un om care este doar cureaua de transmisie între echipă și vârful clubului, așa se întâmplă, pentru că el nu știe să, nu poate să motiveze cu adevărat echipa, să o bage în priză, să facă toate lucrurile firești pe care ar fi trebuit să le facă în condițiile superiorității numerice. Așa gândesc eu, nu știu acum. Ilie, ți-e vine să crezi că FCSB n-a câștigat acest meci? Îmi vine să cred. Și am văzut și de ce. Dacă în mijlocul săptămânii la meciul cu Dinamo, schimbările au adus un plus evident, una forțată, Băluță la Olaru, dacă s-a accidentat, urmă țintă Tavi Popescu în partea stângă, în locul lui Button, și Felipe, care a și marcat, și îl trece pe Ștefănescu în zona lui de acțiune, unde a făcut diferența, în seara asta schimbările n-au adus niciun plus. Au fost greșite. Adică, greșite. Trei schimbări cu un om în plus, nu s-a văzut ceea ce s-a văzut în meciul cu Dinamo când a fost 11 contra 11. Deci acolo s-a pierdut meciul. Mie mi-a plăcut cum a reacționat Costel. Cine s-a pierdut victoria. Eu cred că trebuie să vorbim și de Craiova, pentru că în 10 oameni a fost echipa mai periculoasă, da? De când a fost eliminat
la faza aia, lucrurile s-au... Vlădoiu, după al doilea cartonaș, echipa arăta foarte bine. Mutare foarte bună cu Maldonado în partea dreaptă, cu Skeciu fundaș central. A rămas cu patru pe fund. Echipa arăta foarte bine. Și pot să spun că pe fondul ăsta mă așteptam ca FCSB-ul cu un om în plus să aibă posesie superioară, să joace, să aibă răbdare pentru că adversarul... La un moment dat au avut. A avut avantaj pe tabela de marcaj. Nu. Când ai avantaj pe tabela de marcaj, trebuie să ții foarte mult de minge și să-i scoți din zona aia de pe ei. Pentru că Craiova nu cred că se mulțumea cu să pierdă cu 1-0. Păi nu, da. Trebuia să riște. Ziceai de Miculescu că... Da, a fost schimbat marcatorul, pe urmă, situația în care ai nevoie să câștigi în continuare, era o superioritate numerică la 1-1, a scos și vârful de atac, adică tu practic scoți marcatori și atunci speranțele de care a fost, transforma în gol. Nu știu, eu care bănuiesc că au judecat meciul ăsta și în contextul meciului de joi și da. La pauză au încercat să mai scoată dintre jucători, deși meciul nu era câștigat. Oricum, sunt două teorii în momentul în care ai avantaj pe tabela de marcaj și superioritate numerică. Una dintre ele, care e susținută de cei mai mulți dintre specialiști, spune că trebuie să, în condiția să plimbi mingea, să joci cât mai mult, să te miști, să plimbi mingea, să te obosești. Se enervezi pe celălalt sau se obosești? Să-ți iei în posesie, să nu-ți creze. Și cea de-a doua teorie, care este a lui Cruyff, care spune invers. Spune, în situația asta, mă duc peste adversar, pentru că atunci îl consum energetic extraordinar de mult, ori le mai dau un gol, ori dacă nu, profit de faptul că le storc bazinul de energie. Ok, o să mai vorbim și despre ce se întâmplă cu Costel Gâlcă după acest meci interesant. Dar deocamdată luăm o pauză publicitară și revenim. Ceva mai devreme, Elias Haralambu s-a spus că a intrat la pauză și le-a spus atenție băieți, când jucăm cu un om plus, când o echipă joacă cu un om plus, mintea toată spune că lucrurile se vor rezolva. Am văzut și ieri, ce și noi la pauză. Parcă am fost în vestiar cu Haralambus, incredibil, la meciul dintre Sepsi și Petrolul. Și zice, uite așa s-a întâmplat și la noi și am plătit-o cash, am plătit-o 100% astăzi. Le-am spus că trebuie să rămână concentrați și că să nu se lase duși de ideea asta că vor câștiga oricum. Să-l ascultăm pe Scriciu. Ne ieși din ce în ce mai bine jocul și simțeam că putem să câștigăm. Din păcate am luat decât un punct, dar motivația noastră, încrederea noastră crește. Da, serios, a jucat mai bine în 10 decât 11-11. Da, vine de la sine, te super motivezi când joci cu un om în minus, știi că trebuie să faci mult mai mult și... Dar bine, acum nu înseamnă că toate meciurile trebuie să le jucăm la fel. Asta ne-a arătat că putem în seara asta și trebuie să o menținem pe aceeași linie. Ăsta este spiritul de care trebuie să dăm dovadă. Toată lumea vorbea că vor să vadă înaintea partidei altă atitudine din partea voastră, inclusiv suporterii v-au strigat la începutul, înainte de startul jocului, să jucați fotbal, că trebuie să luptați și că ei nu mai au răbdare. V-a motivat și asta? Da, cu siguranță ne-a motivat. A fost o săptămână foarte grea, cu două deplasări foarte lungi, obositoare, dar până la urmă noi trebuie să o scoatem la capăt pentru că nu se mai poate și în seara asta am dat dovadă că putem. Avem ambiții, avem calitate și ușor, ușor vin mulți, cum e și cazul meu după accidentare, mai sunt alți jucători la fel care vin după accidentări, ușor, ușor trebuie să ne reintrăm în ring, dar totul ține de ambiție și determinare. Astea sunt principalii factori care trebuie să îmbunătățim, dar asta depinde doar de noi. Ce s-a întâmplat la final acolo cu acea îmbrânceală? Da, m-am dus, eram în extaz, voiam să câștig, simțeam că pot să câștig, m-am dus să iau mingea și cei de la FCSB au sărit pe mine, dar... Mai departe, tușierul a văzut, eu doar am vrut să iau mingea și mi-a dat și mie galben, dar nu înțeleg de ce. Îl întrebam și pe colegul tău, Ștefan Bairam, să fie acesta punctul renașterii, de aici să plecați? Da, sper, îmi doresc asta, îmi doresc foarte mult.
pentru că nu se mai poate. Trebuie să ne privim toți ochi în ochi și trebuie să scoatem la capăt, pentru că ne uităm în vestiarul nostru și vedem ce jucători avem acolo și simțim că putem mult mai mult. Dar asta depinde doar de noi, nu depinde de suporteri, nu depinde de antrenori, trebuie să dăm mult mai mult și totul depinde doar de noi. Deci ați găsit care era problema, crezi? Da, eu așa consider. Asta este părerea mea. Mulțumim. Și eu, seara bună. Egalul ăsta îl salvează Cristi pe Gâlcă? Sau în fine rezolvă problema? Deocamdată da. Temporar îi rezolvă problema pentru echipa, pentru că echipa a arătat altfel, a arătat atitudine, lucruri pe care nu le arătaseră până acum. El a arătat altcumva pe marginea. El a arătat altcumva pentru că părea implicat, într-adevăr. Dar dacă nu era milimetru ăla la offside la Luis Felipe și era penalti și să zicem îți dădea gol, mai era aceeași poveste? Nu. Nu. Asta. Nu, totul depinde. Diferența o face un milimetru. Un milimetru i-a lipsit și lui Juma să devine rolul meciului. Exact. Și să devină cea mai bună schimbare a meciului, da. De departe, în povestea aceea. O să ascultăm pe Cicâldău imediat, care a fost ținut tot meciul, nu, până la urmă, pe teren. Deși nu pare în continuare în forma lui de vârf, dă niște mesaje acum, în timp ce așteaptă interviu. Dar a înscris de la 11 metri și a făcut-o fără emoții sau fără mari emoții, ca trastare. Trag un pic și eu de timp ca să, până când Cicâldău sau în fine, suntem gata cu interviu. Dar nu contează foarte mult să ai lideri în teren, apropo într-un meci ca ăsta. Contează enorm, chiar dacă încă nu este la un nivel foarte bun din punct de vedere fizic. Cred că contează să fii și la și Screciu bun, și el. Să faci lucruri dincolo de... Da, contează să ai și lideri, da. Să-l ascultăm. Acest punct, spune-ne, dacă cineva ți-ar fi spus că așa se desfășoară această partidă la început, credeai? Bună seara și mulțumesc în primul rând. În al doilea rând, într-adevăr, a fost un meci cu foarte multe întâmplări, să spun așa. Dar noi de la începutul partidei am vrut să câștigăm cele 3 puncte. Cum de ați jucat mai bine în 10 decât în 11? Cred că de la începutul meciului am arătat o altă atitudine, să spun așa. Am arătat că vrem să câștigăm. Și apoi vine eliminarea. Echipa FCSB-ului conducând deja pe tabelă. Cum s-au trăit acele momente sau momentele de după? Da, se poate întâmpla. Cred că am arătat că atunci când am luat cartonașul roșu, cred că ne-am ambiționat mai tare, pot spune. Și ne bucurăm că nu am pierdut, dar, repet, ne doream cele 3 puncte foarte mult. Ei, și ajungem la momentul penaltiului. Cât de mare... sau cât de dor ți era să marchezi pe Oblemenco? Da, în primul rând vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care mi-au scandat numele și înainte de penalti. Și în al doilea rând vreau să le mulțumesc pentru că ne-au susținut astăzi și m-am simțit cu toții în teren acest lucru. Mi era foarte dor să marchez acasă, dar încă am nevoie de meciuri. Mă bucur că am putut să duc în 4 zile, cred, 2 meciuri de 90 de minute. Și că am ieșit sănătos de pe teren. Da, asta voiam să te întreb. Tu ai intrat cum era și normal, un pic mai greu în ritm. Cum ești acum după 2 partide disputate? Te simți? Se simte oboseala? Am oboseală normală. Mai am nevoie de meciuri, încă nu sunt la capacitate maximă. Trebuie să intru în ritm din ce în ce mai bine. Este meciul de la care... puteți avea acel punct de pornire de care aveați nevoie, chiar dacă nici azi nu ați reușit să câștigați încă. Cum am spus și la începutul interviului, noi abordăm fiecare meci la victorie, așa cred că trebuie să gândim dacă vrem să facem performanțe. Ca nivel de unitate, cum e la Universitatea Craiova în acest moment? Da, suntem un grup unit, au fost momente dificile și cred că astăzi am arătat prin atitudinea noastră că suntem un grup unit. Îți mulțumim. Mulțumesc. Da, e un meci în care nici nu știi cine a pierdut ce. Bun, FCSB e clar că a pierdut foarte mult din povestea asta și Craiova a câștigat, dar cumva, nu știu, ai senzația că și FCSB a avut un pic de noroc la final, că putea să, cu oamenii aia minus, dacă mai dura un pic meci, putea să-l mai prelungească un pic. Vreau să schimbarea asta cu... Mă uitam la Craiova, juca în fața apărării cu Cicâldău și Coșima. Deci niciunul număr 5. Adică nu vorbi de un chizător. Și cum ce este... I-au jucat și cu Șut și cu Al Hasan. Așa. Da?
Da. Echipa arăta foarte bine cu Băluță și Tănase, da, în triunghi. Adică, de ce schimb când jocul îți merge? Plus că adversarul nu mai este în de ce 11 contra 11 și era 11 contra 10. Deci aveai un om în plus. Și jocul a fost... Da, de ce schimbi? De ce schimbi să joci cu doi închizători? Aici este... Ca să își asigure acest trei puncte. Pentru că Băluță nu dă satisfacție în prima repriză, Tănase, da. Da, poți să schimbi post pe post. Poți să schimbi post pe post, dacă vrei să faci lucrul ăsta. Ilie, eu cred că e simplu de ce schimbi așa. Pentru că treci de la tabla mulțirii la regula de trei simplă. Deci este o problemă cu necunoscute suplimentare, pe care n-ai mai întâlnit-o până acum. Să-l ascultăm pe Costel Gâlcă și revenim. Bună seara, bun găsit. Cum ați trăit această întâlnire? Da, sincer, mă așteptam ca prima repriză să putem să înscriem, să... cu atitudinea cu care am început la început, dar nu știu, parcă am avut momente că am fost temător, prea temător, am luat și golul dintr-o greșeală a noastră, dar după aceea am încercat să construim mai mult, să ieșim mai mult la joc și a doua repriză a fost într-adevăr foarte, foarte bună, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut și atunci ne-am asociat mult mai bine, am primit între linii, chiar dacă am fost cu un om mai puțin, am putut să ne creăm și ocazii de gol. Și prima repriză am avut, dar la capitolul acesta v-am spus dinainte că suntem datori, ne creăm ocazii și nu putem să marcăm. A jucat mai bine în 10 decât în 11. Ce le-a spus la pauză băieților? No, cu și prima repriză am avut câteva construcții bune. Da, da. Dar nu ca nu comparativ, ocazii, da. Nu, comparativ cu prima e mai bună a doua, pentru că și atitudinea a fost mai bună din partea tuturor și bineînțeles că am rămas cu trei pe fund, a urcat bancul în partea stângă și am putut să îi fixăm, să fixăm puțin fundașilor și fundaș central și de aici ne-am asociat foarte bine și am ajuns și în fața porții. Ce ați simțit la 1-0 și om eliminat? Da, e foarte greu nu să joci cu unul mai puțin. Primești și golul dintr-o greșeală care, dacă era pe meritul lor și pentru o acțiune dezvoltată de ei, dar a fost o greșeală noastră. Și până la urmă nu-ți rămâne decât să-i așezi mai bine tactic în teren și să poți să recuperezi mingea atunci când ei poate să joace între linii și să poți să ataci cât mai repede spațiile ca să ajungi la poartă. Ați avut multe discuții cu Andrei Ivan. Ce nu înțelegea sau ce nu făcea? Nu, era când construiau ei, nu ne duceam cum trebuie la pressing și până la urmă am rezolvat acest lucru. A intrat Mitriță, însă cum l-ați simțit? Bine, nu e, v-am spus că nu e 100%, nu e, pentru că a făcut doar două antrenamente și e foarte greu, dar a alergat, a stat, a ocupat bine zona, a muncit mult pentru echipă. A fost o săptămână grea, spuneau fotbaliștii, apropo și de deplasări și de... Cum sunteți acum la final de acest joc? Mulțumit? Nu, mulțumit. Atunci o să fiu atunci când echipa o să câștige meci de meci. Atunci o să fiu mulțumit și cred că trebuie să ne plângem mai puțin, să ne uităm. Eu știu că e greu să te deplasezi, să te duci, să joci, dar suntem profesioniști și atitudinea pe care am avut-o în acest meci, trebuie să o avem tot timpul și să câștigăm meciurile, pentru că e important pentru noi. Spuneați la începutul acestei partide, niciodată nu ești sigur în fotbal, cumva adevărat. Dumneavoastră sunteți sigur că se merge mai departe așa cum a anunțat patronul? O să aflați, eu nu știu încă. V-am spus că nimic nu e sigur. Dar muncim și sperăm ca să facem... în continuare munca pe care am dus-o, să progresăm și v-am spus că e important pentru noi și să avem rezultate pozitive. Ca să lămurim un aspect, că se tot vorbește atât
în fața televizoarelor, cât și off the records, despre acea clauză. Despre asta e vorba între despărțirea sau posibila despărțire de Craiova și dumneavoastră, nu știu, despre până asta. Acum nu s-a pus problema. Deci în momentul acesta, patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva. Așa că o să aflați dacă o să se întâmple, o să aflați. Vă mulțumim. Mulțumesc, seara bună. Păi ce e greu de aflat? Fiecare așteaptă să vină celălalt. Să-i spună ori pa, ori du-te. Atunci e destul de simplu că dacă nu face nicio mutare, cel care face mutarea va trebui să-și plătească banii respectiv sau să renunțe la ei în cazul ăsta. Bine. Să luăm o pauză, ne întoarcem, mai luăm reacții după această partidă. Sigur, mai sunt și alte de vorbit, dar sunt încă lucruri de deslușit, ce spunea Andrei, cum trecem la regula de trei simple și la cine se referea mai ales Mănăstire într-un picior. Pauză. Uite, apropo de ceea ce vorbesc, ăsta e clasamentul. Toate rezultatele au fost în acest moment. Sigur că pentru Cluj, care a făcut egal cu Farul, da, se păstrează cu avans pe prima poziție, dar pentru CFR, mai degrabă. CFR are un meci mai puțin. Da. Dinamo, de asemenea, rămâne pe locul 2 în ierarhie. Dinamo este, ca să spunem așa, performera acestei prime părți de sezon regulat, pentru că e pe poziția a doua, ceea ce puțin ar fi bănuit la început, anume să termină alături locuri. De Universitatea Cluj. Alături de cele două echipe, da, de pe bine, primul loc, departe, primele două locuri. Da, departe surpriza. Sunt revelațiile acestui tur de Dinamo campionat. Demonstrația, da, este strigată cumva rău de tot de meciurile cu FCSB, adică inclusiv meciul din campionat. E adevărat, dar din punctul meu de vedere și-a depășit condiția. Adică dacă te uiți, da, la valoarea lotului, la nivelul lotului de acum, la ce, da, situație era Dinamo anul trecut pe vremea asta, mare plus. Și plus accidentările care la un moment dat au fost multe la această echipă vreme de mai multe meciuri. Iată ce a declarat patronul de la FCSB, care nu mai poate intra la televiziune dacă se întreabă ceva pentru că este în campanie electorală, dar a declarat la GSP următoare. Nu știu ce să zic, n-am fost bine nici în prima repriză, zice, da, n-am fost inspirat la schimbări, nu trebuia scos Crețul, dar n-aveam U21. Comentariul meu fals. Aveți un U21 Musi. De exemplu, fix pe poziția lui Octavian Popescu. Am vrut să-l scop pe Popescu, a trebuit un spantea și scos Crețul. E un egal cu un eșec, avem 1-0, om în plus, ce e mai mult de atât. Bârligea nu a prea contat, ca dovadă că Malcolm a avut două ocazii. Iată și explicația lui apropo de schimbări. N-am ce să zic despre arbitraj, poate doar la eliminarea lui Baba, în fine, zice acolo, dar n-am ce să zic despre arbitraj. Nu pot să-mi dau seama, Baba a fost prea slab, foarte slab. Noi am schimbat ca să ținem mijlocul terenului, dar am fost mai slabi. Tănase a urcat, Baba a făcut și penalti aiure, atac întârziat. Nu se punea problema decât de scor la pauză. Avem la 0 și 1 în plus. N-ai voie, stea în fine FCSB, n-ai voie să nu câștigi meciul. Am făcut o schimbare greșită cu Pantea. Acolo s-a stricat toată treaba și mă simt vinovat. N-ai ce să reproșezi jucătorilor, spune el. Spune ceva de la un moment dat. De Daua. A doua repriză am vrut să-l schimb pe Daua. Dacă îl schimbam, câștigam meciul. A dat-o numai la adversari. Numai greșeli. Greșeala care a fost Crețu cu Pantea la schimbări. Ce-i ce? Da. Lucrurile nu cred că acolo au fost problema la Pantea. Mi-a plăcut în linia de mijloc. Triunghiul ăsta care a făcut diferența și la meciul cu Dinamo și în prima repriză în seara asta, cu Tănase și Băluță mai avansat și cu șut. Nu știu, echipa a arătat foarte bine. A fost superioară celor de la Craiova. Nu am înțeles schimbarea asta, să scoți un jucător ofensiv, da, cu profil ofensiv și să-l bași pe Al-Hasan, care nu este nici închizător și nici aduce un plus foarte mult pe faza ofensivă. Da, nu i-a plăcut Boruța. Exact ce spuneam, țineți minte că, uite, explicație, să securizeze mijlocul terenului, să securizeze rezultatul. Asta a fost gândirea. Nu vorbim de ce ți-a arătat prima repriză. Ca să iei o decizie de genul ăsta, trebuie să analizezi ce s-a întâmplat în prima repriză, nu? Ca să poți să schimbi cumva sistemul, să treci într-un 4-2-3-1. Ceea ce, din punctul meu de vedere, acolo s-a greșit. Acolo a greșit, că te recunoaște la nu sac.
nu e impersonal, da. Este pe persoană, o cunoaștem, e da, pe persoană fizică. Dacă nu intră acum acest mai, spune-mi și noi așa, nu? Nu, dar o spune el, spune-l că am greșit, când l-am schimbat. Am înțeles, cred că eu știu mai bine ca tine. Cred că știm toți la fel de bine, nu știe nimeni da. Mai bine. Da, ideea este că în seara asta n-a fost inspirat și asta e aici de la... N-a fost inspirat, dar care e regula cu trei simple? Nu. Încercam să exprim plastic că încep să cunoști fotbalul în situațiile lui normale. În momentul când apare o situație anormală... Adică Gigi Becali știe fotbalul, înțelegeți? A început să înțeleagă fotbalul în situațiile lui normale. Numai că apar situații pe care nu le întâlnești frecvent, anume jocul în inferioritate sau jocul în superioritate, și atunci trebuie să știi, să ai niște teorie puțin la bază și să vezi... Așa cum am explicat, ce spun unii într-o situație, ce spune Cruyff în altă situație, tu îți alegi metoda pe care vrei să o iei. De asemenea, și în inferioritate sunt alte discuții. Pare că ales metoda de ținutul de minge. Așa crede domnia sa. Păi, schimbări. Într-o situație de genul ăsta, ceea ce am văzut noi la televizor nu s-a reliefat în acest sens. Ok, FCSB-ul i s-a părut că a jucat prost în prima repriză. Eu încă o dată spun că până în momentul eliminării, Universitatea Craiova nu a avut șut pe poartă. Nu ocazie, șut pe poartă. Da. Deci, într-o astfel de situație, cred că FCSB-ul a jucat mai bine în formula aceea. Plus că ai 1-0 și poți să mai las 10-15 de minute cu băluță. Da, poți să rămâi corect, cu băluță. Da, cu aceeași formulă, dar mai aștept schimbarea unde ai la Tavi Popescu, poți să faci decât o singură schimbare, să-l bagi pe Musi. Singurul jucător pe care trebuia să-l schimbi era Octavian Popescu. Atât, adică, că era accidentat. Da, exact. Adică, na, da. Jocul nu mai întreb o dată, de ce nu l-a băgat pe Musi? Dacă nu voia să-l scoată pe Crețu. Poate că a fost la antrenamente și a văzut că Musi nu se ridică la nivel. Glumește acum. Păi nu, așa fac antrenorii, de regulă se duc la antrenamente, ca să-și dea seama dacă un jucător e în formă sau nu. Asta e special, n-avea cu cine. Cum avea cu cine? Deci cu un om minus, închizător, n-a băgat închizător. A mers cu Oshima și... A, o fi fost la antrenamente și a prins iar șuncă. Adică... Ai avut exemplu în seara asta, la pe Costel Gâlcă, cu cine a jucat acolo. Craiova... Bairam Paradela și cu Ivan în față. Craiova slab până la eliminare, da, eliminarea Vlăduiu. După eliminare renaște. Ce spune asta chestiunea asta? Îmi spune faptul că fotbalul nostru are nevoie de stimul curioși la un moment dat pentru a întoarce retorica unui meci. Afirmat chiar și de antrenori, adică antrenorii înșiși au spus. Haralambus, pe o parte, a explicat că echipa lui s-a liniștit, a devenit așa. De partea cealaltă și Gâlcă a recunoscut faptul că echipa s-a montat cu adevărat în momentul în care i-a ajuns cuțitul la os. De ce se întâmplă lucrul acesta? Că eu cred că nimeni nu pregătește așa ceva. Poate era și numai rușine la posibilitatea rușinii. Craiova a mai avut o reacție cu Rapid tot așa, în 10 oameni și a câștigat 1-0 pentru Rapid și a câștigat în 10 oameni. Exact, deci, există o reacție a grupului. Și asta a fost play-off-ul trecut. Cred că da, play-off-ul trecut, da. Că atunci Rapid a... Bine, mai există, o explicație din zona mentală pe care am tot dat-o și am tot spus-o. Ce se întâmplă într-un moment în unei eliminări? Echipa care rămâne în 10, spune, fiecare dintre cei de pe teren spun că el trebuie să fie acela care să-l suplinească pe cel eliminat. În vreme ce ceilalți rămân cu 11, în cel mai fericit caz, ceilalți se spune că din punct de vedere mental joacă 20. Adică ăia 10 de pe teren ar dori mental să-l înlocuiască pe cel eliminat și să alerge în plus pentru el. Dacă ce simplu ar fi așa. Ar trebui tot timpul să joace cu... Să zic că la un moment dat, ieși repede, ieși din punctul meu de vedere, tot de cei 11 ține. Da, pentru că joci, iar e o altă vorbă în sport, care spune, joci cât te lasă adversarul. Da, ori FCSB, în momentul eliminării, a crezut că a câștigat meci. E, acum venim la ce spune Ilie. Deci, într-adevăr, Ilie este așa că... Exact ce da, imediat. Cicădău încă nu este 100%. Scriciu nu este 100%. Atunci de ce îl ții pe teren 100%? Și au scos un rezultat pozitiv. Deci contează foarte mult prezența lor în teren. Contează enorm prezența lor. Da, este într-adevăr ce spune pentru că s-au relaxat sau ce spui tu pentru că schimbările, ce spuneți toți că schimbările au fost greșite? Pentru că și, până la urmă, și activitatea în echipă. Eu cred că adversarul
A făcut un pressing mai bun, a câștigat mai multe dueluri. Da, dar de ce? Asta de ce? Întâmplă. De ce? Pentru că tu n-ai mai avut aceeași exprimare. Deci în momentul din în care tu schimbi... sistemul. Bineînțeles. Când schimbi adversarul, mie mi-a plăcut foarte mult modul cum s-au dărâit, modul cum au acoperit zonele, modul cum au reușit să câștige duelul și să pună probleme. Iar tu, în 11, ocazia importantă a fost Bârlige a scos pentru Tănase șutul ăla pe portar pe direct. Portar, da. Și ocazia lui Ejuma. Da, ăsta a fost, da. Cât poate, dacă era Bârlige, nu știu. Da. Trebuie să luăm o pauză. Trebuie să luăm o pauză. Știu că sunt multe elemente, dar trebuie să luăm o pauză neapărat. Ne întoarcem, vorbim și despre alte lucruri. Mai vedem și niște goluri. Poate mai ascultăm și pe Șumudic înaintea meciului de mâine. Hello, mister. Do you expect it to have such a game tonight? Your impressions after this? Yes, good evening to everybody. For sure, we are disappointed after generally what happened tonight. In the first half, I believe we were very good. We played very well. Unfortunately, we had to make some changes. Tavi was injured and we had to replace him with under 21. We made some changes in the second half. And in the second half, in the half time, I was worried and I told to the boys that I'm really worried because we were leading the score 1-0. And the opponent was playing with 10 players, and in this moment, you know very well that the mind, sometimes you get confidence and you believe that the job will be easy. The opponent comes together, they go together, and I was sure that I was feeling it that we have problems. And unfortunately, we made a very, very bad second half for us. And you see, when you are not concentrated, serious, you will pay for it. And we paid for it 100%. So you felt it at the halftime? I told to the boys, because you saw yesterday also. We saw the game. We had an example, a near example for yesterday. So it was there. And you know, many times when you are with 10, the opponent with 10 players, you feel that you relax a bit, the opponent comes together, and there you can pay the mistakes. And we paid it. A lot of players you lost today. I saw Pantea, Tavi Popescu. How they are, first of all? I don't know. It's too early yet, for sure. Pantea, we saw that it was actually in the game. But we have to see. And Tavi, we have to see. Baba, penalty and red card after that. This is what I said before, that we have to be concentrated, we have to be focused. We don't have to lose our patience in the game because it will cost to us. And these things... For sure, we pay tonight, and I hope it will be a big example for us, example for the future, in order not to make it again, because it was unfortunately a big loss today, the 3 points. What did you felt when you saw Baba take a red card immediately, Dawat took a red card? The game in the second half was a bit crazy, I told you. It was everything was bad for us, injuries, cards. We want to forget it as soon as possible, and we don't have time. You know, we don't have time. In 3-4 days, we play a game, so we have to recover. We have to correct our mistakes for sure. First of all, me, and we have to be ready on Thursday. And if we talk about your goal, Tănase, great pass for Miculescu that is there and managed to score. I said before that in the first half we did really good our job, but the game is 90 minutes, so we have to be all 90 minutes good. Do you felt that something has changed in your player's brain when they felt, as you said, that you felt this, that could happen, but you felt it, that this really happened in their mind, that it's an easy game for them? It's emotions that you cannot control, you know. Sometimes, and I said it before, that when the opponent stays with 10, they try to come together more compact because they know that they are one less player. And us, you know, if you feel a bit comfortable, you will pay for it, and we paid for it. Europe is coming. You said you have to forget this day, but Europe is nearby. For sure, we have nothing. We cannot do nothing for this game. This is past. I said it before, we have to improve, to correct our mistakes, what we did wrong tonight. And from tomorrow, start working for the game on Thursday, because it's a very important game for us.
and we have to recover fast and to prepare this game on Thursday. Thank you. Thank you too. Thank you.